Invitata noastră de astăzi se numește Elena Marian și are 14 copii. Cu toate că are 14 copii, este o mamă fericită. Cum? Vom auzi în emisiunea care urmează. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Doamnă Elena Marian, bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate. Bine v-am găsit. Cum vă simțiți ca mamă a 14 copii? Câți ani are cel mai mic? Cel mai mic are 27. Cel mai mic este deja mare, de fapt. Da. Cum au fost anii când copiii erau mici, când erați nevoită să asigurați fiecăruia încălțăminte în picioare, mâncare, rechizite pentru școală? A fost o viață ca și oricare. Probleme, erau și probleme, dar orice problemă care o dai Domnului Iisus prima dată, nu mai este așa de mare problema. Deci, împreună cu Domnul Iisus, problemele se vor rezolva ușor. Am avut și încercări, am avut și probleme, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că bucurile au întrecut orice problemă. Am văzut o poză de familie pe care ne-ați adus-o la studio, în care toți copiii aveau în mână câte un instrument muzical. Era un fel de orchestră de familie. Când erau ei mici, ne-am gândit că să le punem, să aibă un viitor copii și avem o răspundere față de Dumnezeu. Și ne-am gândit că să-i formăm o înclinație spre Dumnezeu. Și atunci cel mai mult ne-am gândit așa cu soțul meu, hai să le cumpărăm instrumente și să ocupe cineva de ei. Aducem profesori, le învață notele și așa am făcut. Deși eram săraci, nu aveam strictul necesar prea mult, nu aveam în casă prea multă rânduială, nu aveam mobilă sau ceva, nu știu ce, dar aveam dragoste pentru Dumnezeu să băgăm în copii tot ceea ce putem ca ei să devină oameni ai lui Dumnezeu. Ei au cântat și au lăudat pe Dumnezeu și ne-am bucurat pentru asta. La noi a fost, cum să spun, ca un rai în casă. Totdeauna era cântări. Când veneau de la școală, abia apucau ca să vină să cânte la instrumente. A fost o bucurie extraordinară. Mai mult ca această bucurie nu o am găsit. Deși am trecut de multe ori prin necazuri și probleme, dar când am văzut cum cântă și ce bucurie am simțit și eu și soțul meu, eram lângă ei când cântau, ne-am bucurat și a trecut toate cu bine. Dumneavoastră locuiți în Buziaș, da. Și bănățenii și nu doar bănățenii se gândesc că deja un copil este prea mult, iar cine se gândește la doi copii se gândește cu groază. Cum de ați avut 14 copii? Nu v-ați gândit niciodată să faceți avort, să renunțați la unii dintre ei? Nu, din contră. Eu am știut că este un păcat a face avort. Dacă Dumnezeu, copiii sunt un dar de la Dumnezeu și noi trebuie să-L primim cu bucurie. Și dacă Dumnezeu vrea să facă un neam mare din copiii, din avut să facă din Avram, din copiii copiilor lui Avram, atunci noi cum să nu primim darul de la Dumnezeu? Da, am socotit-o ca un dar desăvârșit și m-am bucurat foarte mult de ei, deși am trecut prin multe experiențe cu ei. Dumnezeu și-a arătat slava de multe ori cu ei, căci s-a întâmplat că am avut câteodată și lipsuri, dar asta a fost ca Dumnezeu să ne încerce, să vadă cum reacționăm. De multe ori am rămas poate că fără strictul necesar și n-am avut nici alimentele necesare, dar n-am știut altceva decât să mă rog și să plâng Domnului, să-i spun, uite, Doamne, n-am cu tare și n-am cu tare și n-am cu tare. N-a știut nimeni, nici vecinii mei, că eu nu am. Dar una a știut, Domnul Iisus a știut totul. Ca a doua sau a treia zi să mă pomenesc cu o mașină plină cu tot felul de alimente, îmbrăcăminte. M-am speriat când am văzut și am întrebat pe persoana, de la Lugoj a venit niște frați, și am întrebat
cum de a venit? I-a spus cineva să vină. Zice, toată noaptea n-am dormit. Zice că am fost îndemnat să viu să vă aduc alimente. Deci vă gândiți câtă multă bucurie a fost în inima și în sufletul meu când mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunile mele. Și am avut 7 copii când am venit din Hunedoara în Buziaș și marea bucurie a fost că am putut să ne rugăm cu ei, să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu. Deci, dacă le cumpăram, orice le-aș fi cumpărat, mobilă sau cine știe ce lux, cum spunea tatăl meu, venea și zice, dragă Lenuța, tu n-ai nici nimic de treabă în casa asta. Da, aveam ceva, în copiii mei pus, în ceva care e din Dumnezeu. Aveam dorința de a-i servi ei pe Dumnezeu și a-și găsi plăcerea lângă Dumnezeu. Astea toate putrezesc, dar ceea ce facem pentru Dumnezeu rămâne. Așa că acești copii ai mei au crescut și acum sunt mari, au și ei copii, deci am 69, aproape 70 de nepoți. Ca o pasăre în zbor, un marit de dușman este sufletul sărman. Fără ajutor, cine-mi dă aripi ca să zbor? Cine-mi dă aripi ca să zbor? Ca un por umbera zbura sus la Golgota. Cine-mi dă aripi ca să zbor? Ați putea ține un curs cu familii din ziua de astăzi, pentru că dumneavoastră, doamna Elena Marian, aveți foarte multă experiență. Aș vrea să vă întreb, unul dintre motivele cele mai des invocate pentru probleme în familie sau pentru divorțuri sunt lipsa banilor, problemele financiare. Da. Cum v-ați înțeles cu soțul dumneavoastră? În privința asta, soțul mi-a avut mare încredere în mine, că eu mă voi ruga și, într-adevăr, sigur că și el s-a rugat de multe ori, dar mult mai multă încredere avea în mine că mă ascultă Dumnezeu când mă voi ruga. Și avea încredere că atunci când nu aveam, mă rugam și Dumnezeu ne trimitea. Nu știu cum, dar ne trimitea. Deci n-am dus lipsă. Nimeni nu știa. Nu mă plângeam la nimeni că nu am cutare sau nu am cutare. Nu știa niciun vecin, pentru că dacă știa și mă duceam să mă plâng, spunea, vezi, au făcut atâția copii, acum vezi că nu e în stare să-i crească. Nu. Eu am avut încrederea în Dumnezeu. Și aș vrea ca această încredere să o aibă orice mămică și să primească orice copil care Dumnezeu îi va da, să-l primească cu toată bucuria, pentru că este un dar de la Dumnezeu. Căci dacă unii zic că nu trebuie numai atâta, la comandă, unu sau doi, ce-ar fi făcut oare Isaac, care a avut copii, și restul copiilor lui Isaac, când ar fi spus că nu trebuie numai la comandă atâția, cât sau mai fi mulțit, cât a spus Dumnezeu, că va fi un neam mare? Și așa cred și acum, că e același Dumnezeu. Dumnezeu va avea grijă, cel ce dă oile, dă și iarba. Așa că eu am avut multă credință și încredere în el. Ați avut o inimă de misionar, o inimă de evanghelist din totdeauna. Și acum o am și nu pot, deși am aproape 70 de ani, fără un an, și acum, cum spuneam la cineva, că inima mea este tânără, dacă aș mai avea încă 10 vieți, toate le-aș da Domnului. N-aș vrea să nici un moment să pierd nepăsare sau să nu lucrez pentru Dumnezeu. Aveți poezii scrise, sunteți și poetă, aveți de asemenea și un dosar cu experiențe, da, pe care le-ați trăit cu Dumnezeu de-a lungul anilor, dar toate acestea încă nu sunt publicate. Vă dorim să dea Dumnezeu, poate, dintre ascultătorii emisiunii noastre, să fie oameni care să dorească să sprijine și financiar publicarea acestor poezii scrise de Elena Marian și experiențe de viață. Da, totuși am o dorință. Am o dorință că dacă cineva dorește să capete unele informații sau ar vrea, cum se spune, să întrebe ceva, aș putea să-i dau adresa.
pentru că îmi face foarte mare plăcere să pot să răspund. Eu am vrut să fiu misionară de când eram copil, dar Dumnezeu m-a făcut misionară la copiii mei. Așa că toate lucrurile se fac după voia Lui. Vă rugăm să lăsați adresa pentru cei care ar vrea să corespondeze, să corespondeze cu dumneavoastră. Da. Marian Elena, Strada Republicii, numărul 14, numărul de telefon 0256 322239. Ce-au rănit și ai căzut și strivit, tu ai gemut și în jur, tu te-ai uitat și ai crezut că-și vei fi salvat. Să împărtășiți cu noi câteva experiențe pe care le-ați avut cu Dumnezeu. Ați început deja cu momentul respectiv când a venit cineva special trimis de Dumnezeu cu alimente și cu ceea ce aveați nevoie pentru copii. Da, am foarte multe, dar probabil că nu este nici timpul acum. Câteva mai semnificative, două, trei. Așa, am mai avut experiențe pentru că eu pe principiul ăsta lucram, pe principiul credinței, căci cuvântul Lui Dumnezeu spune, când cerem ceva să credem că am și primit. Și eu credeam că Dumnezeu, am crezut că Dumnezeu mă ascultă. Deci într-o zi, soțul meu cum a lucrat, a lucrat la garduri de betoane. Nu știa oamenii, nu știa mulți că lucrează, face așa ceva, dar totuși a fost un timp până când l-au găsit și au știut că el se ocupă cu așa ceva. Până atunci, sigur că am dus lipsuri, de multe ori n-am avut și odată stătea de vorbă cu copiii la masă și spunea că ce să facem că nu o să mai avem bani. S-au terminat banii și nu mai avem acum bani pentru alimente și pentru ce trebuie. Și atunci eu m-am dus dincolo pentru că eu văruiam într-o cameră și am citit, am deschis Biblia și s-a deschis acolo. Când cereți ceva, să credeți că ați și primit și veți avea. Și am pus degetul exact pe cuvântul ăla și m-am rugat. Și am zis, Doamne, conform cuvântului Tău, eu cred că astăzi va veni cineva, și un client și va cere garduri de la noi și vei lucra cumva ca să putem să acoperim lipsurile. Și i-am spus soțului meu, m-am dus și le-am spus la toți, erau la masă și le-am spus că Dumnezeu va trimite pe cineva astăzi să ne după garduri. Dar soțul meu zice, dar de unde știi? Zic, nu trebuie să mă întreb de unde știi, o să vină cineva și după gard, un client. Și m-am dus și am văzut mai departe. Dacă n-ar fi venit, ce ați fi spus atunci? Nu cred că n-ar fi venit, că eu am crezut foarte mult că o să vină. Deci eram imposibil, pentru că am avut o luptă extraordinară în cugetul meu cu cel rău, prin necredință venea, și știți că este foarte grea lupta prin duh. Mai ales că dacă m-aș lupta cu un câine sau cu un animal, mult mai repede aș reuși decât atunci când vine în duh sau în minte. A venit cu necredința și chiar același lucru îmi spunea. Da, dacă nu vine nimeni, ce faci? Rămâi de rușine. Și ai rămas mincinoasă față de acești, de familia ta. Și eu am zis că eu nu o să rămân niciodată. Nu cred că Dumnezeu meu nu minte. Așa scrie. Și cred că va împlini tot ce scrie. Și atunci am văruit mai departe, ca după aceea iară să se repete același gând. Deci transpiram și mă luptam cu el în duh. Până la urmă am zis,
pleacă satanul. Eu știu că astăzi Dumnezeu va trimite și Domnul meu nu minte și nu m-a mințit niciodată. Deci am avut biruință. Nu după mult timp, cred că după vreo 10 minute a și apărut o mașină, un camion, parcă așa cum îl văd, carosada era așa albastră și a venit și Duhul, parcă îmi spunea, vezi că acesta este, vine la voi. Și mă uit, se oprește la noi și întreabă dacă este cineva, face garduri. Și atunci a vorbit cu soțul meu, a cumpărat garduri și a venit soțul meu după ce a plecat persoana și m-a întrebat, dragă, dar de unde ai știut tu că o să vină și o să avem astăzi client? Și i-am spus care e situația, am spus cum am rugat, zice, mare credință ai tu. Nu, eu nu am mare credință, zic, că eu am mare credință, dar eu totuși mă încred în Dumnezeul meu, că Dumnezeul meu ce a spus niciodată n-a mințit. Și sunt multe lucruri, deci am fost și în America plecată la copiii de acolo și acolo am trecut prin diferite probleme și diferite încercări. Să știți că cu cât Dumnezeu lucrează mai tare, mai mult în inima cuiva și în viața cuiva, cu atât vine și încercările de multe ori mai mari, ca să ne deruteze de la starea de credință în care suntem. Am fost acolo și era un copil al copilului meu, un nepoțel, era gata să moară, era deja la reanimare. Și m-am dus cu unul din ginerii mei. Ce s-a întâmplat? Ce a pățit nepoțelul? A căzut dintr-o dată și s-a negrit. Care a fost motivul, nu știm. Dar știm că a fost dus acolo, la reanimare. Când m-am dus, mămica lui plângea foarte tare, dar copilul era tot așa. Și atunci mie îmi vine în minte cuvântul ăla din Biblie, spune că iată semnele celor ce vor crede. În numele meu vor face cutare și vor vindeca bolnavi. Doamne, zic, dar oare asta pentru cei? Oare e numai în Biblie sau să le punem noi în practică? Ia stai, zic, să pun la încercare acum lucrul ăsta. Am ocazia. M-am dus la copil și am pus mâna pe copilașul acesta. Și copilul a început să miște mâna și m-am rugat iarăși, Doamne, fă ca numele Tău să fie proslăvit și fă, Doamne, ca copilul acesta să-și revină. Și dintr-o dată copilul a sărit în funduț, a stat și s-a uitat la noi. Și atunci unul din ginerile meu striga, Doamne, că mami are darul vindecărilor. Zic, nu, mami n-are darul vindecărilor, ci are credință că Dumnezeu poate să facă. Darul are cine îl dă Dumnezeu, dar aici e vorba de credință. Deci Dumnezeu ascultă, doar noi să ne încredem în El și îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu a făcut multe lucruri mari și cum spune la Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Numai Iisus m-a salvat, numai El m-a mângâiat, de aceea viața mea Lui acum eu i-am predat. Cine-mi dă aripi ca să zbor? Cine-mi dă aripi ca să zbor? Ca un porumbel aș zbura sus la Golgota. Cine-mi dă aripi ca să zbor? Doamne Elena Marian, aș vrea să vă mulțumesc și eu în numele ascultătorilor pentru lucrurile împărtășite cu noi și aș vrea să vă rog acum la sfârșitul interviului să ce gând aveți din partea lui Dumnezeu pentru toți cei care ne ascultă, care se confruntă poate cu probleme dintre cele mai diferite, dar cu siguranță într-un moment sau în altul al vieții dumneavoastră, probabil ați trecut prin astfel sau prin probleme asemănătoare, începând de la nevoi financiare până la gânduri de întristare, până la probleme de sănătate. Aș vrea ca toți părinții care vor trece prin încercările care am trecut și eu și sunt mari încercări, mai ales în zilele noastre, să își aducă aminte că Dumnezeu a spus că niciodată nu vă voi părăsi. Să nu uite că Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Și să nu uite un singur lucru, că trebuie un singur lucru, dacă
trebuie să nu uite să dea educația spirituală a copiilor lor. Să nu se întemeieze cu gândul la comandă, eu fac unul și gata. Lasă să lase darul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, să le dea educație spirituală. Să nu lase copiii să crească cum vor ei. Pentru că și Avram, când Dumnezeu i-a spus, eu știu că Avram va învăța pe copiii lui. Avram putea să spună, măi, dar am și eu treabă, sunt ocupat, am oi, boi, sunt atât de bogat, n-am eu timp să stau de educația copiilor, nici eu, nici soția mea. Dar nu, Avram a fost prieten cu Dumnezeu. Avram și-a dat seama pentru ce trăiește pe pământ. El a socotit mult mai de preț cuvintele lui Dumnezeu decât toate lucrurile pământești. Și a stat și s-a ocupat de copii. Iar la Deuteronom, capitolul 6, versetul 6 și 7, spune acolo că zice, toate legile și cuvintele mele să le aveți în inima, să le ții în inima ta, și să le întipărești în inima, în mintea copiilor tăi și să le vorbești la plecare și la sosire. Deci noi suntem datoare ca mame și ca părinți să nu uităm educația, să le dăm noi nu televizorul și nu alte lucruri, anturajul copiilor răi, pentru că dacă noi lăsăm copiii singuri, atunci ei își găseau anturaj și nu mai își găseau plăcere lângă Dumnezeu. Acum copiii au venit din... America a avut o strângere la oaltă și, sigur, după 23 de ani nu s-au văzut. A fost o mare bucurie pentru ei când s-au întâlnit. Aproape nu le venea să creadă. Au făcut o întrunire, s-au întâlnit și au cântat exact aceleași cântări corale care le cânta când erau mici. Fără nicio repetiție, mergea foarte bine cântările. Și au cântat chiar și în biserica din localitatea în care fac eu parte și când au cântat, am simțit că slava lui Dumnezeu s-a lăsat exact așa ca și Solomon când s-a rugat atunci și am simțit o putere de jos până sus, parcă mă înalță. Am simțit că prezența Domnului era cu ei și i-am văzut pe toți și m-am bucurat că sunt lângă Dumnezeu și pot să spun și la alte mame, căci este foarte frumos să ai o familie mare și să rămână credincioși lângă Dumnezeu. Acum, unul din ei mi-a spus așa, mami, tu știi de ce am venit noi mai mult să te vedem? Da, zic, nu știu. Am venit să te vedem, nu știm dacă ne mai întâlnim, dar una știu, știm, zice că vrem să ne binecuvintezi. Pentru că soțul meu a trecut la Domnul acum 5 ani, nu plecăm până nu ne dai binecuvântarea, să te rogi și să spui mâinile pe fiecare, pe capul nostru și să te rogi pentru fiecare dintre noi. Și nu știu, am stat în cumpănă și m-am gândit, dacă ei cere, asta am să o fac, pentru că sunt copiii mei. M-am rugat și m-am bucurat că au putut să fie bucuroși și mulțumiți. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea Lui, îi mulțumesc pentru răbdarea Lui și pentru binecuvântările care mi le-a dat, pentru că și eu am primit, noi am primit binecuvântările de la El și El ne-a dat binecuvântări cerești și pământești. Aș avea o poezie foarte frumoasă pentru cei care vor să facă legământ cu Domnul Iisus. Va fi odată o remușcare. Va fi odată o remușcare pentru acei ce n-au crezut, căci ei se vor duce odată, vor părăsi acest pământ. Va fi odată o remușcare pentru acei care au plecat, în grea osândă și în pierzare, și lui Iisus nu s-au predat. Ah, cum vor plânge toți aceia care au plecat și nu se întorc, pentru puținul timp din viață ce l-au trăit fără de rost. Ar vrea în viață să se întoarcă o zi doar ca să mai trăiască, să-și pună viața rânduială, să plângă și să se căiască. O, voi, ce sunteți încă în viață și n-ați plecat de pe pământ, predați-i lui Iisus viața și faceți cu El legământ. Nu vă lăsați târâți de pofte, de patim și de nepăsare. Veniți acum chiar la Domnul, ca să n-ajungeți în pierzare. Căci Domnul Iisus te iubește, nu vrea să mor nemântuit, ca să recreți, să plângi odată căci pe Iisus nu l-ai primit.
El pentru tine și-a dat viața, pe-o cruce a fost răstignit. Și parcă aud și acum, cum spune, copilul meu, eu te-am iubit. Eu pentru tine am vărsat lacrimi, eu pentru tine am plâns cu amar, eu pentru tine am suit dealul ducându-mi crucea pe calvar. Și acum, copilul meu, de ce? Doar singur tu vrei să-ți faci rău. De ce nu te împaci cu mine să fii de acum pe veci al meu? Am lăsat slava, am lăsat cerul, am lăsat tot ce-i prețios și am venit doar pentru tine, copile drag, pe pământ jos. O, nu vreau să mergi în pierzare, nu vreau viața să ți-o pierzi, nu vreau o veșnicie întreagă să plângi, să rabzi și să regreți. Deci vin acum, copile drag, până când mâna mea e întinsă, până când încă ești în viață, până când ușa e deschisă. Acum e clipa să te întorci, nu aștepta ziua de mâine, căci mâine poate vei muri și ai să regreți o veșnicie. Cine-mi dă aripa să zbor? Cine-mi dă aripa să zbor? Ca un por umbela cura sus la Golgota. Cine-mi dă aripa să zbor? A fost împreună cu noi la Vieți Transformate doamna Elena Marian, mamă a 14 copii, dar cel mai important lucru este o femeie cu o credință mare, o femeie care și-a dedicat viața și familia Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumim și fie ca interviul pe care l-ați auzit să fie un model bun de urmat pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.